Niciodată să nu spui niciodată. Este posibil PNL, PSD, UDMR este marele USR, a declarat președintele PSD Călăraș Vasile Iliuță în conferința de presă derulată în data de 11 noiembrie la sediul formațiunii politice. Acesta a precizat că PSD a început în mod oficial negocierile cu PNL și că socialdemocrații își doresc să pregătească cei mai buni profesioniști ca să fie puși în slujba ministerelor pentru gestionarea bunului mers al României. Niciodată să nu spui niciodată. Uitați că e posibil. PNL plus PSD plus UDMR, marele USR. E o mare, să spunem, dispută de ordonii, de ideologie, de proiecte politice între PNL, sau cea mai rămas în PNL, și Partidul Social Democrat, cel mai mare partid din România. Urmarea deciziei unanimă a Biroului Politic Național, PSD începe oficial negocierile cu Partidul Național Liberal. Acest lucru s-a întâmplat, negocierile au început, s-au format 4 comisii la nivelul Partidului Social Democrat, unde s-au discutat, ne gândim la momentul ăsta să găsim cei mai buni profesioniști pe care are Partidul Social Democrat, să-i punem în slujba ministerelor, agențiilor, subordonatelor, prefectului care astăzi gestionează bunul mers al României. Situația economică, pandemică, socială a României destul de dificilă astăzi și acest lucru trebuie să ne-l asumăm. Din punct de vedere politic și Partidul Social Democrat e cel mai responsabil să vină cu cei mai buni specialiști pe care îi are, începând de la nivel național până la nivel local, și să participe, să putem să redresăm situația actuală din România. Noi nu venim întâmplător la această guvernare. Noi venim cu niște condiții pe care Partidul Național Liberal în acest moment, pe comisiile pe care le-a stabilit Partidul Social Democrat, le negociază la nivel de partide. Cel care se ocupă astăzi cu proiectul politic, acordul politic, este secretarul general Paul Stănescu. Pentru de programul de guvernare, coordonator este Sorin Grindeanu. Pentru revizuirea Constituției, Robert Cazanciuc. Ce aș putea să mai zic? Ne dorim ca prima măsură pe care o luăm când vom semna acordul politic să majorăm pensiile cu 11% începând cu 1 decembrie și alocațiile copiilor de la 214 la 300 de lei, iar cele cu handicap și cu probleme speciale de la 427 la 600 de lei. Cred că acestea sunt măsuri urgente pe care națiunea română le așteaptă. Noi venim cu aceste măsuri urgente și vreau să vă spun că vom fi cei care vom pune la dispoziția, să spunem, guvernării viitoare în asociere cu PNL și cu UDMR cei mai buni specialiști pe care avem și la nivel național și la nivel local. Lucrurile astea o să le vedeți în curând. Sper că și la nivel local să avem acest acord de asociere cu Partidul Național Liberal și să putem să începem, să spunem, negocierile pentru cei mai mulți specialiști să conducă instituțiile statului din România și din Călăraș. Pentru Călăraș, din punct de vedere politic, dumneavoastră ce solicitați? Noi vom solicita. Deci am fost chemat la București și mi s-a transmis un singur lucru. Nu vom discuta până nu vom semna acordul politic, nu vom discuta de funcții la nivel de județ. După ce vom semna acordul politic, se vor stabili ministerele și după ce se stabilesc ministerele, vom intra în discuții că acordul politic pe care se va semna va face referire și la nivel local ceea ce se va întâmpla cu funcțiile pe care le va reține partidul. Domnule președinte, la nivel local, în ceea ce privește, să zicem, nu toți membrii PNL, unii membrii PNL, e chiar așa o încântare alianța asta, la nivel local? Cred că nici pentru noi o mare încântare să ne asociem cu PNL-ul, care până acum a fost, să spunem, unul din cei mai
să spunem, nepricepuți parteneri politici pe care i-au avut până acum PSD-ul. E clar că ne despart foarte multe dificultăți în a comunica și în a guverna împreună cu PNL-ul. Dar, cum am spus și la deschiderea conferinței de presă, niciodată să nu spui niciodată. Această situație trebuie să o depășim, suntem oameni politici, am venit cu mandatul cetățeanului, nu putem să înșelăm cetățeanul, că nu vreau să mă duc să stau de vorbă cu PNL-ul. Spune stop, plecăm de la zero și începem negocierile pentru buna funcționare a instituțiilor statului și a guvernării pe care, prin acord politic, îl vom stabili ce măsuri se vor lua urgente și ce ne apropie ca să putem să ducem la bun sfârșit promisiuni pe care cele două partide vor stabili. La nivel național, de ce anumite propune? Da, miniștrii secretari de stat. Da, s-a spus un singur lucru. Dacă avem profesioniști, și trebuie să spun, sunt destui profesioniști pe care putem să-i propunem la nivel național, mi s-a spus să nu mai dăm nume până nu vom stabili ce ministere vom avea și după aceea să venim în conferința de presă și să-i facem public că partidul îi va susține la nivel național persoanele care sunt capabile să poată să preia anumite portofolii la nivel național. Părinesc că speranțele noastre în ceea ce privește rectificarea bugetară cresc în momentul ăsta. Da. Care faceți parte la guvernare. Pentru prima oară de când sunt președinte al Consiliului Județean la al doilea mandat, prefectul județului Călăraș ne-a solicitat scris acord să putem să transmitem împreună semnat de către președintele Consiliului Județean și de către prefectul județului Călăraș prima adresă oficială. Până acum toate adresele pe care le înaintea la nivel de guvern le înaintea numai cu semnătura domniei sale. Astăzi e prima oară când mi-a cerut sumele necesare și acordul ca împreună să semnăm acest adresă de înaintare cu sumele pe care Consiliul Județean le are la nivelul întregirii bugetului județean. Găsiți soluții și pentru clădirea prefecturii? Da, acum se vor găsi soluții pentru toate. Nu mai ne pune prefectul acele interdicții să nu putem să vedem amplasamentul, pentru că la momentul ăsta probleme are domnul prefect în funcție, dacă tot se opune, să nu se opună definitiv. Domnule președinte, primarii din județ nu prea interesează pe unii din ei cine este la guvern. Îi interesează de acel program Angel Salini, la care s-au alocat doar 50 de miliarde, în condițiile în care, la nivel național, sunt în sfert 237 de miliarde. Cum vedeți distribuirea fondurilor pentru proiecte, pentru programe, în toate UAT-urile din județ? Eu cred un singur lucru. Primarii trebuie să fie interesați și ne guvernează, că dacă guvernăm împreună cu PNL-ul, toți primarii vor avea proiecte pe acest program Angel Salini. PNDL 3, cum e denumit el în continuare a proiectelor de dezvoltare, de dezvoltare a României. Spun că primarii trebuie să fie interesați pentru că dezvoltarea localităților vine pe un proiect de guvernare pe care PSD-ul l-a spus, vrea alocări către administrațiile locale, vrea proiecte pentru dezvoltarea localităților acolo unde PSD-ul are primar. Și dumneavoastră vom milita în continuare să putem să susținem dezvoltarea localităților unde avem primar PSD. Dumneavoastră v-ați dori o colaborare cu PNL-ul de 7 ani sau până la viitoarele alegeri? Eu cred că și mai mult de 7 ani. Dar dacă ei au puterea să poată să rămână în această alianță 7 ani, înseamnă că am reușit să menținem un USL pe termen mai lung. S-a propus o rotație, v-ați gândit la aceasta, privind ocuparea unor funcții? Nu ne gândim la asta. Noi ne gândim să avem stabilitate dacă propunem o persoană profesionistă pe o anumită funcție să rămână, să guverneze, nu să facem rotație, pentru că nu e recomandat ca după 2 ani, 3 să poți să schimb că avem nevoie de rotație. Nu. Rotația poate să existe la nivel de prim-ministru printr-o înțelegere politică, dar la nivel de subordonate nu vedem rotație. Premierul va fi de la PSD sau de la PNL? Premierul, cred că va fi al președintelui României, Klaus Werner Iohannis. Prefectul. Da, am și solicitat să vină la, în funcție de prefect care se vor stabili, ora din funcție să fie prefect de PSD la Călăraș. Lucrurile astea se vor negocia, se vor stabili exact cum a fost și celălalt, să spunem, protocol de colaborare cu USR și UDMR. Așa se va întâmpla și acum. Vom avea funcții de prefect de partea de anumite județe. Se vor produce modificări inclusiv în ceea ce privește executivurile primăriei și Consiliului Județean?
Adică veți alege, de exemplu, un viceprimar de la PNL sau un vicepreședinte de la PNL? Nu s-a discutat așa ceva și nu s-a discutat. Noi avem alianțe politice stabilite, clar, avem majorități create, clar, și la nivelul Consiliului Județean și la nivelul municipiului Călăraș și celorlalte administrații, nu se vor schimba, din punct de vedere al administrației, majoritățile. A, poate să apară și cazuri individuale acolo unde sunt situații neclare, unde, să spunem, nemulțumiri la un nivel al Partidului Social Democrat sau al Partidului Național Liberal, trebuie să facem anumite corecții. Să nu cumva să considerați că acum venim noi, Partidul Social Democrat, că avem majoritatea în Consiliul Județean și vom dori noi să fim cei care se decide. Nu. La momentul ăsta avem alianța cu Partidul Național Liberal, la Călăraș nu avem un DMR și vom negocia fiecare, să spunem, situație în parte și nu trebuie să fim decât un singur partenerii care să mulțumim pe Partidul Național Liberal că ne are în echipa de guvernare pentru cei 3 ani care au mai rămas până în 2024. Cei 6% de la Consiliul Județean, cum îi dețin? Pe cei 6% avem chiar astăzi la Curtea de Apel avem termen. Dacă astăzi avem o hotărâre se pronunță, banii vor fi distribuiți către primari, așa cum a fost hotărât în luna aprilie. Și de acum încolo? De acum încolo se va negocia, pot să spun decât un singur lucru, vor fi negocieri pe care trebuie să le respectăm. Pentru singur, cu cel mai simplu, e algoritmul politic, cât ar câștiga, care e procentul electoral pe care l-a avut PNL-ul în alegerile trecute și trebuie, sumele care vor veni, trebuie să respectăm procentul electoral pe care cetățenii județului Călăraș și au dorit ca PNL-ul să guverneze județul Călăraș. Și aici aș veni în completare, ei n-au făcut acest lucru. Ei și-au dat bani numai pentru PNL, iar la PSD au considerat că noi nu facem parte din acest județ. Nu suntem la fel ca ei. Noi vom fi diferiți și vom respecta algoritmul politic pe care cetățenii l-au votat și avem astăzi niște procente pe care va fi distribuite către localitățile PNL. Da. În varianta unui USR 2.0 veți face ședințe de la acesta sau conferințe de presă, mă gândesc, comune în care să prezentați proiectele și inițiativele comune? Da, pentru județ? E posibil să avem conferințe de presă comune, e posibil să anunțăm anumite înțelegeri pe care le vom face, e posibil să vă invităm semnând acordul politic pe care vom face și la nivelul județului Călăraș. Toate astea sunt posibile. Da? Pentru că asta înseamnă să ne prezentăm în fața cetățenilor ca oameni politici responsabili pentru ceea ce s-a hotărât la nivel național să fie aplicat și la nivel județean. Acordul politic, dacă se va încheia la nivel județean și bănuiesc că se va încheia, îl veți face public? Da, vom face public. Pentru că și la nivel național se va face public și la nivel județean. Vor fi lucruri pe care se vor securiza din punct de vedere să spunem, al interpretărilor mediatice și nu vor fi date publicității, dar astea vor fi foarte puține lucruri care vor fi stabilite de către conducerea națională. E tot pentru interesul cetățenilor și acele securități? Poate sunt de interes național, poate sunt în vedere al securității naționale. Nu poți să le pui în presă ceea ce stabilești pe anumite sectoare care nu sunt date publicității. Credeți că vor fi liberali care vor demisiona din Partidul Național Liberal Călăraș? Da, eu sunt doamnă în PSD. Le facem invitația care nu suntem mulțumiți de PNL, invităm la PSD. Dacă sunt profesioniste, știți că în mare lucrăție. Și mă dacă poate să-și găsească și eu locul în echipa noastră. Sau deci am plecat la alianța aceea pentru patrie de la PSD? Știți ceva? Cine ați putea spune? Cred că singur lucru avem, parcă am stat de vorbă cu cel care reprezintă societatea civilă, Sandu Petroiu. Parcă domnia sa parcă a anunțat că e coptat în acest partid și vrea să... Era vorba de Sandu Bobog, de domnul primar zone care a fost cumva reprezentat marcant al PSD în zona Otenița. Cred că singur lucru. Partidele politice pot atrage valori politice, foste valori politice ale Călărașului, să poată să constituie un nou partid politic la Călăraș. O să mai este creat și colan? Toate, tot ce se cuvine, tot ce avem miniștri, cred că la momentul ăsta va fi și la nivel de instituții județene ca reprezentanții Partidului Social Democrat. Da,
Să știți că la nivel național a fost chemat ieri la București de secretarul general Paul Stănescu. Lucrurile sunt clare, dacă avem profesioniști, și aici aș vrea să spun, n-am demonstrat acum Partidul Social Democrat că are specialiști care au lucrat la nivel național și pot fi pricepuți pentru situația asta politică prin care trece astăzi România. Dacă vom avea, trebuie să aibă un CV-ul care să poată să-l recomande pentru o funcție la nivel național. Până atunci, chiar dacă avem un scor bun, nu cred că ne putem califica să putem să dăruim la nivel național profesioniști. Secretari de stat, da, șef de agenții, director, putem să recomandăm la nivel național. La nivel de miniștri, niciunul din cei care Călărașul poate să-i recomande nu a deținut o funcție care să fi confirmat că e capabil să fie un mare profesionist pentru ceea ce are nevoie România astăzi. Era domnul Iorga, dar s-a încurcat un pic, m-a ajutat. Da, domnul Iorga are altă zonă, e recomandat, da, e recomandat de cine știm cu toții. Acum aș veni să completez ce a spus cu drumuri, cu infrastructură, cu comentarii care sunt astăzi în spațiu public. Vă spun singur, noi construim, noi respectăm promisiunile pe care le-am făcut, alții caută soluții ca copii. Să li se cuvină de la alții nu să muncească și să construiască. Noi construim, să nu mai spun un cuvânt de plăcut, da? Noi construim, are alții, gândesc ca copii. Da, în încheiere trebuie să trag niște concluzii. Ce păcat pe județul ăsta Călăraș. Că i-am desconspirat pe toți nepricepuții, spânzurații și piticii care ne încurcă în guvernarea județului Călăraș. Haideți, prin dumneavoastră, să transmiteți că noi ne respectăm promisiunile și încercăm să rezolvăm aceste probleme cu nepricepuții, spânzurații și piticii, să rezolvăm problemele Călărașului. Da? Reușim împreună.